Sfântul Apostol Pavel ne spune că credința este din auz, iar auzul prin cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul acestor cuvinte apostolice îl înțelegem mai cu seamă din spusele Evangheliei care s-a citit astăzi. Minunea care s-a făcut cu slăbănogul a avut o mare putere să încredințeze pe toți cei care au văzut-o cu ochii lor, că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Cine altul poate să cunoască păcatele cele ascunse sau poate să înțeleagă gândurile cele din adâncul inimii sau poate numai pentru un cuvânt să întărească mădularele slăbănogite și neputincioase afară de cunoscătorul inimilor, atotputernicul Dumnezeu? Dar cărturarii iudeilor ziceau despre Iisus că este un om hulitor, iar poporul de rând zicea că este numai un om făcător de minuni. Mulțimea cea mare a oamenilor n-a văzut însă nici celelalte minuni ale lui Iisus Hristos, nici pe aceasta, ci numai prin cuvintele evanghelice a auzit povestirea minunilor lui Iisus Hristos și a crezut că Iisus Hristos, care le-a făcut, este Dumnezeu desăvârșit. Zădarnic caută unii să vadă minuni spre luminarea, întărirea și creșterea credinței lor, pentru că celor vrednici de credință le ajunge auzul și cuvântul lui Dumnezeu, care intră prin auz în sufletul nostru. Acesta luminează, întărește și crește cunoașterea lui Dumnezeu cea adevărată și credința în Hristos. Deci voi, frați creștini, pregătiți-vă auzul vostru cu luarea aminte și cu cucernicie, iar noi vom aduce în auzurile voastre cuvântul lui Dumnezeu cel sfânt și adevărat, al Sfintei Evangheliei ce s-a citit astăzi, care spune: în vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut marea înapoi și s-a întors în orașul său. Ghergesenii au rugat pe Iisus Hristos să plece din hotarele ținutului orașului lor Gherghesa, de lângă Marea Tiberiadei, din partea dinspre răsărita ei. Pentru aceasta, Iisus, intrând în corabie, a trecut Marea Tiberiadei și a venit în orașul său, adică în Capernaum. Evanghelistul numește Capernaumul orașul lui Iisus Hristos, fiindcă în aceasta avea locuință, după cum mărturisește același evanghelist zicând: și părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, care este lângă mare. Și iată că i-au adus pe un slăbănog care zăcea în pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, ți se iartă păcatele tale. Doi slăbănogi a vindecat Iisus Hristos. Pe unul, la scăldătoarea oilor, despre care a scris numai Evanghelistul Ioan, iar pe altul, în Capernaum, de care scrie nu numai Evanghelistul Matei, cum am auzit în Evanghelia de azi, ci și evangheliștii Marcu și Luca. Îndată ce a ajuns Iisus Hristos în Capernaum, au adus și au pus înaintea lui pe un slăbănog. Slăbănogul acesta, dacă ar fi avut puțină putere de mișcare a picioarelor lui, ar fi venit singur la Iisus Hristos. Iar dacă alții ar fi putut să-l miște de pe patul lui, l-ar fi adus sprijinindu-l sau rezemându-se el de dânsii. Fiindcă auzim însă
că l-au adus ridicându-l împreună cu patul în care zăcea și l-au pus înaintea lui Iisus Hristos, se vede că îi erau cu totul slăbănogite și nemișcate toate mădularele lui, încât nici el nu putea să se ridice din patul său și nici alții nu puteau să-l ridice. Deci, pentru aceasta, zăcând pe pat, l-au adus la Iisus Hristos. Iisus Hristos a văzut credința slăbănogului și a celor ce duceau patul cu el. Pentru aceasta, evanghelistul a zis că Iisus a văzut credința lor, nu numai a slăbănogului, ca să arate că nu numai slăbănogul credea că va dobândi vindecarea, ci și cei ce purtau patul lui și l-au adus la Hristos. Dacă slăbănogul n-ar fi crezut, nu l-ar fi numit Iisus Hristos pe el fiu. Și dacă nu ar fi crezut, cei ce l-au adus pe slăbănog nu ar fi luat patul lui, nici nu s-ar fi suit pe acoperișul casei și nici nu ar fi descoperit-o ca să coboare patul cu slăbănogul înaintea Mântuitorului Hristos. Iisus, cunoscând credința lor, a zis slăbănogului: Fiule, nu te teme, pentru că în ceasul acesta ți se dezleagă și ți se iartă păcatele tale. Cuvintele Mântuitorului, Fiule, păcatele tale sunt iertate, ne arată că slăbănogul nu numai că a crezut în Iisus Hristos, ci s-a și întors de la păcatele sale, fiindcă nu se numește Fiul al lui Dumnezeu cel ce nu crede, și nici cel ce nu s-a pocăit nu dobândește iertarea păcatelor lui. Credința în Hristos dă harul înfierii și face pe om fiu al lui Dumnezeu, cum ne încredințează evanghelistul Ioan zicând: Iar câți l-au primit pe el, le-a dat putere ca să fie fiii lui Dumnezeu, adică celor care cred într-un numele lui. Pocăința cea adevărată aduce îndată iertarea păcatelor. Pentru aceasta a zis Domnul că trebuie să se propovăduiască în numele Lui nu numai pocăința, ci și iertarea păcatelor, care se dă prin pocăință. Iisus a iertat întâi păcatele slăbănogului, vindecându-i boala sufletului său, apoi i-a tămăduit slăbănogirea trupului. Din aceasta învățăm că din cauza păcatelor de multe ori ne îmbolnăvim, iar când prin pocăință ne curățim păcatele, atunci câștigăm și sănătatea trupului. Când Iisus Hristos a grăit către slăbănog cuvintele "Păcatele tale sunt iertate", atunci unii dintre cărturari au zis în sinea lor: Acesta săvârșește blasfemie. Cărturarii, adică învățătorii legei lui Moise, fiind orbiți de ură, socoteau că Iisus este numai om, nu și Dumnezeu. De aceea, după ce au auzit ei: Fiule, păcatele tale sunt iertate, au socotit că Iisus culește, răpind stăpânirea lui Dumnezeu și făcându-se pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Așa sunt de multe ori gândurile și judecățile oamenilor clevetitori, care o osândesc fapta bună ca pe o răutate și numesc lumina întuneric. Deosebirea însă între cărturari și între clevetitori este că ei n-au îndrăznit să grăiască gândurile lor împotriva lui Hristos, nici să spună că Iisus Hristos a culit. Clevetitorii nu numai că gândesc în inima lor, ci și gura lor își deschid și limba și-o pornesc grăind de rău și osândind pe vecinul lor. Gândurile cele tainice, viclene și culitoare ale cărturarilor
nu au putut rămâne ascunse, căci... Dar Iisus, din gândurile lor, le-a zis, pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Iată dovada dumnezeirii lui Iisus Hristos, căci numai Dumnezeu vede gândurile omului. Numai El cunoaște cugetele și cele rele și cele bune din inimile noastre. Însuși Dumnezeu a arătat aceasta zicând prin prorocul Ieremia, Eu, Domnul, pătrund inima și cercetez cele din lăuntru ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui și după roada faptelor lui. Și prin prorocul David zicând, Cel ce cercetezi inimile și rărunchii Dumnezeule prea drepte. Aceasta însă produce teamă în sufletele noastre și ne îndeamnă să ne depărtăm nu numai de lucrurile cele rele, ci și de gândurile cele rele. Deci, Iisus Hristos, ca un Dumnezeu adevărat, cunoscând ce cugetau cărturarii despre dânsul, a zis către ei, Pentru ce cugetați cele viclene și clevetitoare împotriva mea? Căci ce este mai lesne a zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă. Deci Iisus Hristos, vrând să arate că avea stăpânire și putere de a ierta păcatele, întâi a arătat cărturarilor puterea lui cea dumnezeiască, descoperind astfel cele ascunse ale inimilor lor. Apoi le-a pus această întrebare zicându-le, Cărturari, voi socotiți că eu am hulit, deoarece, neavând puterea dumnezeiască, am zis către slăbănog că îi se iartă păcatele. Dar spuneți-mi mie, ce este mai lesne? Iertarea păcatelor sau scularea slăbănogului din patul lui? La întrebarea aceasta, cărturarii n-au răspuns nimic. Într-adevăr, cel ce numai prin cuvânt scoală slăbănogul nemișcat, zăcând în pat, acela are putere dumnezeiască, iar cel ce are puterea lui Dumnezeu poate să ierte păcatele, căci atât vindecarea trupească, cât și iertarea păcatelor sunt lucrări numai ale lui Dumnezeu. Deoarece cărturarii n-au dat niciun răspuns la întrebarea ce li s-a pus de Iisus, răspunde însuși Domnul zicând, Dar ca să știți însă că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, atunci a zis slăbănogului, scoală-te, ia-ți patul tău și te du la casa ta. Iertarea păcatelor este un lucru nevăzut. Vindecarea slăbănogului o vedea oricine cu ochii. Deci, Iisus arată prin vindecarea văzută a slăbănogului puterea sa cea dumnezeiască și nevăzută a iertării păcatelor. Astfel, minunea cea văzută arată harul cel nevăzut. Smerindu-se, Iisus se referă la persoana a treia, numindu-se pe sine Fiul omului, fiindcă s-a născut din Sfânta Fecioară, fiica lui Adam, și zice, Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, am să vă aduc o dovadă înaintea ochilor voștri. Și întorcându-se către slăbănog, i-a zis, Scoală-te, ridică patul tău și te du la casa ta. Prin aceste cuvinte, ca un Dumnezeu adevărat, a dat din nou sănătate trupului slăbănogului, după ce îi iertase păcatele, din cauza cărora el era bolnav. Prin cuvintele, are putere Fiul omului pe pământ a ierta păcatele,
ne-a arătat că iertarea păcatelor se dă numai în viața aceasta, nu în viața viitoare, după judecată și osândă. Pentru ca să fugă de lauda oamenilor, Iisus a poruncit slăbănogului ca să se ducă la casa sa, zicându-i, scoală-te, ridică patul tău și te du la casa ta. Și sculându-se el, și-a luat patul și s-a dus la casa sa. Cuvântul dumnezeiesc a dat mișcare Duhului viețuitor din slăbănog, a învârtoșat vinele, a întărit trupul și a împuternicit toate mădularele. Cel ce zăcea pe pat s-a sculat, slăbănogul s-a mișcat. Cel nemișcat își ridică acum patul pe umerii săi și la cuvântul Domnului pornește cu patul în spate și se duce la casa lui. Iar mulțimile, văzând aceasta, se minunau și slăveau pe Dumnezeu, care a dat o putere ca aceasta oamenilor. Mulțimile poporului care stăteau în prejurul casei, văzând minunea, s-au mirat și au slăvit pe Dumnezeu. Însă nu cum se cuvenea, pentru că n-au slăvit pe Iisus Hristos ca pe un Dumnezeu adevărat, care a săvârșit minunea cu puterea Dumnezeii sale, ci au slăvit pe Dumnezeu ca pe Cel ce a dat lui Iisus puterea de a face minuni, socotindu-L pe Iisus numai ca pe un om, căruia i-a dat Dumnezeu această putere. Au slăvit, spune Evanghelistul, mulțimile acelea pe Dumnezeu, care a dat putere oamenilor, adică lui Iisus Hristos, pe care ele îl socotea om, ca să scoale pe slăbănog din pat și să-l vindece. Acest fel de credință nu este desăvârșită, însă această credință i-a pregătit pe iudei ca să creadă mai pe urmă că acest Iisus este Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, așa cum credem și noi, cu ajutorul și harul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine lauda, cinstea și închinarea în vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.